Mișu și Cosmin, prezentatorii matinalului, dimineața nu bună, de la Radio Impuls, l-au avut în această dimineață invitat special pe Adrian Mutu. Celebrul fotbalist a oferit detalii despre meciul său de retragere, dar și amănunte despre lansarea cărții autobiografice. Duminică, 12 iunie, pe Cluj Arena, Adrian Mutu va avea ultimul său meci în calitate de jucător. Pe același gazon, fanii îl vor putea urmări și pe Gică Hagi, ambii purtând celebrul număr 10 pe tricou. Ca și Gică Hagi, Adrian Mutu a reușit să marcheze tot 35 de goluri în calitate de atacant și are în prezent un alt record având 7 victorii consecutive în calitate de antrenor al echipei din Giulești. Pe arena din Cluj, celebrul fotbalist îi va avea alături duminică, la meciul de retragere, și pe fiii săi, Mario și Tiago. Celor care vor veni pe stadion să îi fie alături, Adrian Mutu le promite foarte multe surprize și o atmosferă memorabilă, fotbalul jucat este foarte frumos și viața de fotbalist este ceva magnific. Noi suntem nu ne trezim la 5 dimineața să mergem la muncă în fabrică, nu ne doare spatele, nu muncim. Ne facem hobby-ul și câștigăm și bani. Fotbaliștii ar trebui să plângă mai puțin când vine vorba de ceea ce fac ei. De aceea și pretențiile sunt foarte mari și eu tot timpul i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să fac ceea ce îmi place și să câștig și bani. Cu această ocazie, fotbalistul își va lansa și cartea autobiografică în care va încerca să facă lumină în multe dintre aspectelor vieții sale, mai ales că a ținut nu de puține ori prima pagină a ziarelor din România. Pentru cei tineri, la început de drum, Adrian Mutu are și